ANAF a făcut victime printre localurile din municipiul Zalău, unde a găsit diferite nereguli, după care au dat amenzi și au suspendat activitatea pentru o perioadă de o lună de zile. În opinia zălăuanilor, acesta nu este eficient în activitatea sa, deoarece unele localuri închise dețin alimente perisabile. Cum comentați faptul că ANAF-ul amendează și închide restaurante? Își face treaba. Deci nu asta este soluția. Soluția e acolo sus, unde într-adevăr sunt foarte mari evaziunile fiscale, unde se fac tunuri mari. Rahaturile astea cu bonuri, astea sunt mizilicuri nerelevante în contextul general. Mă înțelegeți? Că e restaurant, că e bon, astea sunt cacala-macala. Cred că nu e o măsură tocmai ok. Pentru că ar trebui să se gândească la cei care au furat țara asta cu milioane de euro și care sunt în pușcărie pentru puțină vreme, vor scăpa și averile lor vor rămâne la ei. Cred că, în primul rând, ar fi trebuit să le ia averile și să ajute bugetul de stat cu aceasta. Îmi place că închide, că închide pe drept. Într-un fel e bine. De ce crezi acest lucru? Pentru că e bine să fie un pic controlați. Unele localuri chiar lasă de dorit. Și în ceea ce privește corectitudinea, cam lasă de dorit. E bine, e foarte bine. De ce credeți acest lucru? Din moment ce îmi dă bon fiscal, e bine. Dacă din 4 lei 1 leu fură pentru că merge la ei în buzunarul ăsta, e foarte bine. Păi n-am vrut să comentez, știi, cu legile, ce legi au dat, cum au dat. Dacă are nu-și fac datoriile, asta ce să zic, am înțeles că cei numai care nu dau bonuri și care nu fac și bacșișul să-l dea pe bonuri și să facă. De că o fac bine, pentru că nu respectă legile, cu siguranță. E o soluție destul de bună. Pentru orice cumpărătură trebuie bon fiscal. E clar că trebuie închis. Cred că nu e bine pentru oameni. Că pentru relaxare merg acolo și dacă au nevoie, undeva trebuie să se meargă. Ce să zic? Eu nu zic nimic. Astea nu-s de aici, astea-s de acolo de sus, toate. Păi să fie amendate sau desfințate, deci nu știu cum să fie. Că tot până la urmă să mai duce și de la ele în bugetul statului. Să duce, așa mă, un pic cât nu-i... Dacă nu este, ești rău din părău, că mi-a rău fără de rău. Noi trebuie să sprijinim efortul acelora care fac producție și pun la dispoziție produse, angajează oameni și în mod cinstit îi plătește pentru munca care au făcut-o, vede că se duce bine, lasă-l, domnule.